Salutare tuturor! Continuăm seria prezentării unor porumbei frumoși și faimoși în același timp. Am în mână o femelă de 2021. 061 a fost cumpărat în toamna anului 2021. Este, la modul sincer, o frumusețe. La ultima vizită făcută, chiar acum mi-am dat seama că a trecut atât de mult timp de când am făcut ultima vizită domnului Franz Labeu, cel care cultivă porumbei Stickelbaut, despre asta este vorba, o frumusețe de femelă. Ea este scoasă din Miss Barcelona 2. Mama ei este sora mamei câștigătoarei Barcelona Național 2012. Pentru cei care nu știți, locul 1 național Barcelona și 2 internațional, sper că nu greșesc, a fost o femelă scoasă dintr-o originală Franz Labiu. El a denumit-o Miss Barcelona, pe mama câștigătoarei, și pe sora ei Miss Barcelona 2. Un porumbel deosebit de frumos, foarte ușor, chiar în momentul ăsta repui. Și am zis să împărtășesc cu voi această frumusețe de porumbel. Cred că dacă am putea avea la zbor porumbei cu această constituție, musculatură foarte bună, elastică și foarte ușoară, foarte ușoară. Cred că dacă am reușit să avem o echipă de 15-20 de femele cu calitățile astea la 2-3 ani de zile, ar fi niște rezultate inimaginabile, dar până atunci o nouă femelă din linia veche, care nouă ne place așa de mult și pe care o cultivăm și din pasiune și din plăcere și datorită faptului că vin la curse grele de maraton. Vechea linie Stickelbaut, bineînțeles, updatată la 2023. Sper că v-a plăcut porumbelul. Nu uitați să vă abonați la canalul nostru și nu uitați să trimiteți și prietenilor voștri aceste filmulețe pentru a ne putea bucura împreună și a schimba impresii. Dacă aveți întrebări, comentarii, le puteți adresa la rubrica de comentarii de pe canalul YouTube. Aștept întrebări, aștept propuneri, aștept sugestii și încă o dată multe salutări de la Oradea.